Discutăm în cele ce urmează cu Ioan Chirteș, președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul Serviciului Român de Informații, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Chirteș! Bună ziua! Vedem așadar că a existat această breșă de securitate, se caută acum vinovații. Cum se explică, domnule Chirteș, în opinia dumneavoastră, că a fost posibil ca hackerii să vină cu acest atac informatic în Camera Deputaților? Da, în primul rând trebuie plecat de la premisa că nu există sisteme infailibile pentru hackeri. Este o realitate, însă organizațiile statale sau structurile de stat pot să diminueze aceste atacuri. Ce înseamnă asta? Este bine ca fiecare dintre cei decidenți să-și întărească acea cultură de securitate de pe care am spus-o în nenumărate rânduri. Fiindcă cu cât investim mai mult în securitatea cibernetică, cu atât daunele provocate de atacuri cibernetice sunt mai mici. Sunt mai multe tipuri de atacuri cibernetice. Din câte observ, acest atac nu este un atac neapărat statal, ci este un atac cibernetic al unor entități de hackeri care urmăresc strict să obțină bani de pe urma șantajării acestor instituții. Clar, nu trebuie să cedăm unor șantajului, ci va trebui ca organele statului să vadă de unde vine acest atac cibernetic. Domnule Chirteș, vedem că premierul Marcel Ciolacu își va schimba cartea de identitate, desigur. Probabil că același lucru îl vor face și ceilalți parlamentari, mai sunt și alți miniștri care se află în acele date de bază ale Camerei Deputaților. Cum a fost posibilă totuși o asemenea vulnerabilitate? Pentru că ne așteptăm ca la instituțiile de la acest nivel să existe o securitate mult mai bună, chiar dacă vorbim despre zona cibernetică. Repet, trebuie investit mult în ceea ce înseamnă securitatea cibernetică, fiindcă evoluția tehnică a celor care se ocupă cu aceste tipuri de atacuri este în creștere, iar tipurile de atacuri sunt diverse. Din păcate, chiar astăzi am discutat cu o persoană din mediul privat care, iată, a fost păgubită cu peste 150.000 de euro, un atac cibernetic, tot din cauza hackerilor, care se referea la plăți într-o altă țară. Iată cum pot hackerii să intre pe firul, pe un fir comercial între două societăți comerciale și în sistemul privat va trebui să fie întărită acest mod în care le putem apăra. Deci, iată, nu numai instituțiile statului suferă sau sunt atacate, ci și privații. Domnule Chirteș, au fost probabil luate date inclusiv din zona Comisiei de Control a Serviciului Român de Informații. Întrebarea este, în opinia dumneavoastră, până la urmă, cine se face vinovat de această breșă de securitate? În primul rând, nu pot să comentez cu privire la vinovăție. Cu siguranță va fi o anchetă care se va face atât la nivelul Camerei Deputaților, dar și la nivelul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, care este structura legală pentru acest domeniu de securitate cibernetică. Din câte am înțeles, există o plângere făcută și la DICOT, un dosar, și, bineînțeles, procurorii, experții în securitate cibernetică vor veni cu mai multe precizări. Acele breșe de securitate trebuie identificate, în primul rând, și ele trebuie rezolvate, fiindcă atacurile nu se vor opri. Repet, nu există sisteme infailibile care să fie sigure 100% împotriva unor astfel de atacuri.